tuturor, eu sunt Lorena, iar astăzi vreau să filmez un haul. Vreau să vă arăt ce produse mi-am cumpărat de la DM, însă m-am gândit că înainte, oricum trebuie să mă machiez ca să fiu prezentabilă pentru clip, să vă arăt un machiaj obișnuit, un machiaj pe care îl adopt eu cam în fiecare zi de vară, cu produse pe care le-am folosit foarte des în ultima perioadă. Probabil că nu o să vorbesc foarte mult în clipul acesta, căci o să mă concentrez mai mult pe machiaj și între noi fie vorba, nici nu mi-am luat decât o singură doză de cofeină dimineața asta, așa că la mine chiar este dimineață. O să vă arăt produsele pe care le folosesc, probabil o să pun și puțină muzică pe fundal și dacă aveți întrebări legate de produse, puteți să mi le lăsați în comentarii. Eu o să trec și produsele pe care le-am folosit în descrierea clipului. Sper să vă placă și după ce termin cu acest machiaj, o să filmez și produsele din DM pe care le-am cumpărat și aștept să-mi spuneți ce ați dori să mai filmez, pentru că nu am mai activat de mult în domeniul ăsta de beauty și voiam să vă zic că mi-a lipsit foarte tare. Nu știu, adică o pasiune pe care o are cineva nu o să poată să dispară nici când. Chiar dacă am stat-o în urmă, chiar dacă am avut o perioadă mai grea sau am crezut că nu e de mine, eu zic că e loc pentru fiecare și o să fac asta atâta timp cât mă simt bine cu mine și sper să vă placă și vouă. Perioade în care nu are nevoie de atâta hidratare și perioade în care se usucă și trebuie să-l hidratez cât mai tare și să-i aduc un aport cât mai mare de hidratare, căci altfel nu-mi stă bine niciun fond de ten și
Nu știu voi cum sunteți, însă eu, dacă nu sunt mulțumită de cum arată machiajul meu și plec așa undeva, de exemplu, n-am mai avut timp să-l mai retușez, nu sunt mulțumită de cum arată și parcă îmi strică toată ziua. Așa că prefer să am dimineața jumătatea mea de oră în care mă machiez, să am timp să-mi retușez machiajul, să-l fac să arate cum îmi place, să mă simt bine față de mine. Altfel, dacă plec cu un machiaj nereușit din punctul meu de vedere, care nu arată bine, care nu-i corect finisat, îmi strică toată ziua și asta se aplică și în cazul părului. Folosesc o pensulă Kabuki. Mie personal îmi place să am un aspect bronzat. Probabil că ați observat din fotografiile pe care le-am mai postat pe Instagram. Să dau puțin și pe ochi. Aplic și puțin blush, deși nu sunt o fană a blush-urilor și puțin să mai corectez aspectul pe față. Aspectul pe care îl oferă blush-urile, rozul acela parcă este too much pentru mine. Am acest blush de la Biotissima. Au rămas umede, nu sunt ce avem. Să aplic și iluminator, l-am pe acesta de la Melchior, care mai are foarte puțin în el, pe care l-am folosit în exces, tot timpul, de când îl am. Pentru ochi o să folosesc cu metoda clasică, cu degetelele mele o să aplic niște farduri
stil paleta Pixie, pe care am primit-o de la Ani Tătucu, de la Beauty Barometer, pe care sunt sigură că foarte mulți dintre voi o știți. Ani, mulțumesc! Paleta asta am primit-o în ianuarie când ne-am întâlnit la București și să știi că am folosit-o foarte des, îmi plac foarte mult nuanțele, sunt foarte pigmentate și să știi că rezistă foarte mult pe pleoapă, fără să fie aplicat înainte vreun primer. Vreau să vă mai arăt încă o dată cât de bine arată paleta asta. Și avem aici niște denumiri foarte interesante ale nuanțelor. O să vă zic așa pe scurt. Karma, Kathmandu, Spice, Bazar, Namaste. Le voi aplica cu degetul. O să aplic acest auriu superb. Pentru că nu prea sunt nevoia să port astăzi o codiță de duș. Buzelor cu acest creion de la Rimmel London. Este nuanța Tiramisu.
peste care o să aplic un roș lichid mat de la Melchior, care îmi place foarte tare. Este nuanța Faithfully. Se aplică foarte frumos, l-am folosit foarte mult, bine, l-am cumpărat de vreo o lună, însă îl folosesc zilnic de când l-am cumpărat. Are o pensulă foarte moale și mie îmi place foarte mult să mai fac un contur din cu ajutorul pensulei. Despre asta vorbeam. O să vă mai arăt încă o dată cât de bine arată rujul ăsta. Are o textură foarte catifelată, se aplică foarte frumos pe buze și să știți că rezistă cam 8 ore cât stau eu la lucru, rezistă foarte bine. Ce n-am mai folosit de data asta ca să nu încarc machiajul? N-am mai folosit acest concealer. Pe acesta îl folosesc doar în zilele în care vreau să-mi acopăr câte un semn de la coșuri sau când am cearcănele mai pronunțate. Îmi place foarte mult cum acoperă concealerul ăsta de la Maybelline. Sper că v-a plăcut să vedeți ce produse folosesc eu pentru un machiaj de zi cu zi. Nu vă dau sfaturi de machiaj, ați văzut că m-am machiat și cu degețelul, deci clar nu sunt o persoană de la care să luați exemplu pe partea asta. Însă mă gândeam că este interesant să vedem fiecare ce produse folosește și să ne inspirăm una de la cealaltă. Nu vă speriați de mine dacă n-am fost foarte sociabilă în acest clip, nu sunt arogantă sau ceva, doar că pentru mine dimineața este mai greu până îmi revin în fire. Vă place cum arată?